Prima actitorie a voievodului Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Slatina din județul Suceava, a îmbrăcat astăzi veșminte de sărbătoare. Cu prilejul hramului, în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor veniți din împrejurimi, s-a aflat înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în incinta așezământului monahal. La finalul slujbei, înalt preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură și a îndemnat pe cei prezenți să își transfigureze viața sub îndrumarea bisericii. Să ne schimbăm, să ne transfigurăm în biserică. Cum? Prin spovedanie, prin post, prin rugăciune și prin toate cele pe care le implică această transfigurare. Și vreau să vă asigur că aici, la mănăstirea Slatina, și nu numai aici, și la celelalte mănăstiri și biserici din Dulcea Bucovina, aveți transfigurarea garantată. Aici un plus, pentru că se simte Duhul Părintelui Paisie Olaru, Duhul Părintelui Petroniu Tănase, Duhul Părintelui Cleopa, Duhul Părinților Paisie Emilian și Dosoftei Moraru. Aici se simte prezența Duhului Marelui Mitropolit Antonie Plămădeală. Aici, în acest lavacrum spiritual, se simte prezența nenumărați sfinți dinainte de ctitorirea acestei biserici a lui Lăpușneanu și de după aceea. La mănăstirea Slatina este frumos. Dați curs acestui frumos, transfigurându-vă și asanând desfigurarea din adâncul ființelor frăților voastre impusă de factorii endogeni și exogeni ai societății de astăzi. Mănăstirea Slatina a fost construită în perioada 1552-1564. În biserica așezământului monahal se află racla ce păstrează un fragment din moștele Sfântului Ierarh Grigorie Teologul.